În momentul când te pui la rugăciune, dacă te pui pe o râlă sau deschizi televizorul mâncând semințe sau apăsând butonul la mașina de spălat sau învârtind de două ori în oala cu mâncare sau mai învârtind de două ori în copaia cu rufe, aia nu se cheamă rugăciune. Intră 5 minute în cămara ta, aprinde bobița de tămâie sau aprinde lumânărica sau dacă arde candela, zi 7 împărate ceresc sau zi rugăciunea de la capătul paraclisului sau zi o rugăciune de seară sau de dimineață, detașează-te 5 minute de toate și leapă-le pe toate și în momentul în care te-ai ridicat frumos din genunchi și ai făcut o închinăciune până la pământ și te-ai închinat cu respect în fața icoanei ca și cum i-ar fi vie în fața ta, acea rugăciune ajunge direct la Dumnezeu. Că ai intrat curat în biserică înseamnă delicatețe. Că ai intrat în liniște în biserică se cheamă delicatețe. Că ai mâncat frumos la masă se cheamă delicatețe. Că ți-ai făcut cruce când te-ai sculat de la masă înseamnă delicatețe. Că ți-ai făcut o cruce în gând cu limba dacă nu vrei să o faci cu mâna. Când te pui la masă înseamnă delicatețe. Că ai dat un pahar cu apă înainte de a bea tu celuilalt dacă îl vezi că se grăbește, e o delicatețe. Dacă lași să urce înaintea ta un autobuz decât să-i rupă ușa, e o delicatețe. Dacă îl lași să ia lumânări în fața ta la biserică sau prescură, că îl vezi că se agită, e o delicatețe. Să demonstrăm prin educație că am atins gradul de cultură creștină și de intelectualitate. S-a constatat, sau am constatat, și o spun chiar zâmbind, că am ucenici, sau nu le zic ucenici, fii duhovnicești, nici fii, că nu i-am născut eu din Duh, poate i-am născut alții înaintea mea, care atunci când îi corectez, se supără și pun la mațe. A, dar ce părinte, numai stai și critici, numai stai și ne faci observații? V-aș lăuda, dar nu se văd faptele lăudabile. Aș spune bravo, dar nu văd pentru ce. Adică când noi suntem dușmănoși, răutăcioși, orgolioși, bârfitori, jignitori, osânditori, gata pe ceartă, gata pe scandal. Eu mă mai duc așa câteodată aici colo, cum e de sta la rând, fie la un bancomat să iei 2 lei sau să pui un mandat sau să faci ceva și vezi pe câte unul anumit ca să te înțape. Părinte, dar nu te bagi în față? Zic, nu, că n-am fața acasă. Adică nu stau să-l bag în seamă pentru că îmi dau seama că aruncă cu ghiveci. Și după ce ajung la rând, întreabă, știi, operatoarea, dar nu v-ați supărat, dar nu mă supăr, doamnă, ăștia sunt la prea înalt grad de civilizație și cultură ca să te poți cobori la nivelul lor. Deci, în societate este ca într-o grădină. Gospodina când își pune florile, le pune după un principiu al ei. Cele mai înalte lângă gard să le lege de gard, cele de anumite culori în fața casei ca să-i se vadă frumos de la ferestre, cele mai mărunte mai la soare, cele mai de umbră la umbră și ea când intră în grădină și face un buchet să-l pună în vază, alege tot ce-i trebuie. Ei, acea ordine din grădină este și ordinea din societate. Autobuzul nu-i numai al meu, șoseaua nu-i numai a mea, stația de autobuz nu-i numai a mea, farmacia nu-i numai a mea, magazinul nu-i numai al meu, scaunul într-un mijloc de transport nu-i numai al meu, dar pentru lucrul acesta trebuie să depunem foarte, foarte puțină bunăvoință și efort. Făcând lucrul ăsta, noi putem să ne educăm și să dobândim din delicatețea sfinților, adică ce vreau să scot în evidență? Nu trebuie să spună cineva, tu ce religie ai? Comportamentul meu trebuie să-l determine pe acel de lângă mine să zic așa. Halal ortodox, îmi place cum se comportă. El să citească din faptele mele, s-a dus cineva la Părintele Cleopa și i-a pus această întrebare. Părintele Cleopa, ce să fac să mă mântuiesc? Iar Părintele Cleopa a spus așa. Citește viețile sfinților din faptele tale. Și eu vă recomand dumneavoastră, înainte de a citi dezlegările în câteva minute, să citiți viețile sfinților direct din faptele dumneavoastră, nu din faptele altora. Că noi toți vrem. Călugării vor mănăstiri cu rânduială, dar ei sunt în neorânduială.
creștinii vor viață cu rânduială, dar tocmai ei sunt în iau rânduială și am avut ocazia zilele acestea să văd reproșul din partea așa zișilor atei sau necredincioși care au venit și au arătat cu degetul și au spus așa: dacă voi creștinii iubiți familia, de ce vă bateți femeile? Da, e o întrebare foarte pertinentă. Mă întreb și eu, de ce te-ai însurat și bați femeia? Că doar nu pentru asta ai luat-o. La nuntă ți-a spus că trebuie să o iubești, că trebuie să aveți copii, că trebuie să răbdați unul lângă altul până la sfârșit, să vă purtați neputința unii altora. Corect. O întrebare la care nu ai ce să răspunzi. A doua întrebare, care a circulat foarte des pe aceeași temă. De ce există atâtea divorțuri dacă iubiți familia? Corect. Ce să-i reproșeze unei doamne care este divorțată dacă eu n-am trăit în casă cu ea? Ea sigur știe motivul pentru care a divorțat. Ce să-i reproșeze unui bărbat care s-a divorțat de vreme ce eu n-am stat în casă cu el și nu știu ce au împărțit? Dar întrebarea sună bine. Dacă totuși noi creștinii iubim familia, totuși, de ce ne divorțăm în halul ăsta? Și că-s 46% divorțuri dintr-o sută de cununii. O fi, nu le-am numărat. Dar într-adevăr, așa este. A treia întrebare. Dacă sunteți creștini și iubiți familia, și iarăși n-ai ce răspunde, de ce există copii abandonați? Iarăși vedeți o întrebare, domnule. Câți copii vrei să crești? Doi? Doi, fă. Câți copii vrei să crești? Trei? Trei, fă. Câți copii vrei să crești? Unu. Unu, fă! Deci, pe undeva, și ăștia necredincioșii au scuipat la furcă să lovească în ortodoxi, tocmai pentru modul lor obraznic de comportament. Într-adevăr, și noi trebuie să ne revizuim foarte multe atitudini, sau iarăși auzi, păi dacă voi ortodoxi sunteți așa credincioși, de ce veți ața de bețivi și dezmățați și tot felul de vagabonzi? E adevărat, de ce oare? Poate că e din educație, poate că e din lipsă de nu știu ce să spun, vedeți? N-avem răspunsuri, deci întâi trebuie să ne dăm nouă răspunsurile ca să putem da altora răspunsurile. Dacă eu mi-am crescut copilul și l-am educat cum trebuie, că mi-a pus mie cineva o întrebare foarte interesantă. Se vedea că e un om intelectual după cum a pus întrebarea. Părinte, cum ați proceda? Că oamenii te întreabă orice. Cum ați proceda dacă ați avea un copil paria? Paria înseamnă un copil obraznic, rupt de societate, nebunatic. Și i-am spus, vă spun sincer, nu știu cum aș reacționa, dar nu cred că copilul meu a apucat ziua aia în care să fie paria din mai multe motive. Și i-am povestit un caz concret. Terminasem armata, de-a mâine eram jmecher. Și am intrat în casă, nu era neapărat nevoie să bați la ușă, nu asta era regula casei, dar era o regulă. Să dai bună ziua dacă era tata și să spui să rămână dacă era mama. Am intrat, mi-am lăsat bocanci, am pus palton, am pus căciula, m-am pus pe pat ca și cum pereții erau singuri prin cameră. Și mama a zis, hai treceți la masă dacă ați venit. Și în timp ce stam la masă, cum moșulică, tatăl meu era un om mai afurisit, așa mai aspru, mai categoric, întreabă așa cum v-a înnădușit. Dar ăștia care termină armata nu mai dau bună ziua când intră într-o încăpere. Și eu am dat așa cumva să fac ca o glumă. Zic, ei, hai, acum mâncăm, asta e problema. Și el pe un ton așa foarte iritat, dacă așa cum i-ai fi dat cu spray în nas sau cu piper între ochi. Să știi, și vreau să ții minte lucrul ăsta. Și dacă mă vezi în sicriu și intri în casă, tu dai bună ziua. Asta e pretenția mea în o gradă la mine. Bineînțeles că nu mi-a picat bine deloc, dar n-am avut ce face că greșeala mea a aparținut în totalitate. Eram învățat ca la armată, trântește-te ușă, intră ușă și... ca soldații. Și într-adevăr, bunica mea când trăia avea altă vorbă. Bă, dacă îmi spune cineva din sat că n-ai dat bună ziua pe drum, te bate, sună capul ca clopotul. Asta era vorba ei.
Și eu îi spuneam, zic, dar ce, dacă cineva e surd și-l aude, nu contează. Tu dă bună ziua și la gâște, că așa e frumos și civilizat. Asta arată că ai fost crescut bine. Ei, consider că în momentul când un copil primește o educație la modul, nu obligatoriu, la modul impus, categoric, dom'le, așa e frumos, așa trebuie să faci. E un cod al bunului simț. Mama-i mama, îi spui mata, tata-i tata, îi spui dumneata, sau tată, sau mamă, sau mămico, sau tăticule, mă rog, moduri de adresare. Dar nu îi spui tu, sau fă, sau nu știu cum. Ei, atunci copilul evident că va fi respectos și cu cei din jur de la școală, va fi respectos și cu cei din clasă și cu cei de pe stradă, dar dacă el e învățat, cum am văzut eu într-o zi un copil, când i-a spus lui mamă, să, auzi Felicia, dă-mi niște bani din portofel să iau lumânări. Și eu întreb pe doamna, zic, dai copilul dumneavoastră, dai băiatul cel mare. Zic, și el așa vorbește cu mamă, să, e, părinte, cu tinerii ăștia de azi, nu-i o scuză, tinerii ăștia de azi, au fost atâtica, au supt aici la chept, au fost legănați în leagăn, au fost învățați duși de mână de mama, ea i-a dus la grădiniță, ea i-a dus la școală, ea i-a educat și ea i-a învățat prost. Tu îmi spui mie mamă sau dumneata sau mata, deci nu vorbești cu mine ca cu Ileana din capul satului cu care te joci tu când ești cu caprele. Deci trebuie noi să educăm generația care vine. Și atunci când generația care vine primește un exces de calități și de veleități și de valori și se le însușește, nu poate greși indiferent de mizeriile care vin din exterior. Dar când noi ne aliniem exteriorului cei bătrâni și credem că totul e permis, totul e voie, totul e dezlegare, n-are nimeni nicio... Cum mi-a spus mie o doamnă, am întrebat-o, zic, vreți să vă împărtășiți? Nu, că n-am postit. Zic, dar de ce? Păi da, cunosc atâția preoți care împărtășesc prietenile mele fără să postească, numai dumneavoastră mi impuneți postul. Nu e nimic. Eu nu vă cer lucrul ăsta. Mergeți la preoții aia care vă împărtășesc fără să postiți. Eu personal am această pretenție. Și înțeles că s-a dus. Nu m-a deranjat, că doar omul e liber. Dar tu îi permiți ca să vină la tine, eu îi permit ca să vină la mine, tu îi permiți ca să meargă numai la tine, tu îi dai voie și altceva că vine numai la tine. Și când facem suma concluziilor educației catehetice, morale, educaționale, i-am spus cuiva, că m-a întrebat așa, de ce ortodoxia e atât de blamată azi? Și unii au început să spună că e din cauza bisericii, că e din cauza preoților, că e din cauza episcopului, că nu. Ortodoxia este blamată astăzi din cauza unui singur fapt. Este singura religie care admite toate scursurile societății sub următorul pretext. Lasă-l că se îndreaptă, există pocăință, nu judeca, nu jigni, să avem răbdare. Păi da, frate, eu-ți... E ca la judecător. Tu ai ucis un om, că ai trecut cu mașina și nu l-ai văzut. Și eu îți dau circumstanța, îți dau cu suspendare, îți dau numai 3 ani, nu te bag în pușcărie, te las liber acasă. Dar tu altădată nu te sui tot beat la volan și mai omori încă 2, că circumstanța ți-a dat 2 ani cu suspendare. Deci cauți și tu să corectezi la tine. Da, las că în ortodoxie merg toți bețivi, în ortodoxie merg toți fumătorii, în ortodoxie admite toți curvarii, cu nună toți tâmpiții. La câta cununie ești? La 5-a, părinte, zic, da, sunt numai 3 vrem biserică. Părinte, dau un ban și mi-o faci și pe asta. Păi eu ți-o fac, dar sus n-are valoare, că în dreptul tău scrie harem. Deci trebuie să triem puțin în grâu. Și dacă ați lucrat la colectiv cei mai bătrâni, știți ce înseamnă selector și batoză? Când se băga grâul cu tot felul de neghine și semințe, se trecea pe sâte și ieșea grâul curat și tot ciurucul ăla, hurucul ăla, cum îi spunea, ieșea pe niște pâlni în saci și se dădea undeva și se da foc să nu se seamene la anul în grâu. Ei, cred că același lucru trebuie aplicat și în ortodoxia noastră universală. Vrei să fii un ortodox bun și să vii în toate 4 posturile la împărtășit, mai stăm de vorbă. Nu vrei, nu te încurc nici eu pe tine și nici tu pe mine. Vrei să fii căsătorit, să ai soție și prunci, să fie crescuți frumoși? Nu te încurc nici eu pe tine, nu mă încurci nici tu pe mine.
Dar așa noi admitem și trecem cu vederea și azi și mâine și păi mâine îmi place. Acum, da, mamele ce să facă? S-au luptat și ele cât au putut, dar nu pot dărâma totul. Să îndrepte. Părinte, stau de 10 ani împreună, au copii mari și nu se cunună. Ce mai poți să faci în situația asta? În vorba unei babe. Să iei botezul? Nu îl poți lua. Botezul s-a dat odată pentru veșnicie. Dar ce faci cu sufletul lui că ajunge în iad? Și dacă îi spui de iad, el îți spune așa. Prostie, asta era omul 2000 de ani în evul mediu. Nu. Iadul a fost Hristos în el, l-a văzut, l-a pregustat, a rupt porțile lui, le-a dat în lături, i-a pus lanț morții și diavolului și la drept le-a spus, ieșiți afară. Consider că cei care se consideră ortodoxi și cred în Dumnezeu, își doresc împărăția lui Dumnezeu și raiul și nu sunt preocupați ce este iadul. Dar cei care nu sunt preocupați de lucrurile lui Dumnezeu, pot să aibă ca subiect de meditație pentru acasă ce vor face în flăcările iadului. Și mi-aduc aminte de părintele Cleopa, care venind la el un mare filozof din ăsta mare, i-a zis așa, părinte Cleopa, demonstrați-mi că există iadul. Și a spus, nu, îți demonstrezi tu singur. Cum adică să-mi demonstrezi singur? Te duci acasă și când arde focul cel mai tare, pui mâna pe plită. Dacă reziști 3 minute cu mâna pe plită, fără să te doară, înseamnă că ai să reziști în focul veșnic. Și omul a venit bandajat la mână, ca să vedeți ce înseamnă filozof trezit din filozofie la realitate. Și a spus așa, părinte Cleopa, nu știu ce carte ai, ce cultură ai, cât de mare ești, sau ce ți-a dat Dumnezeu ca dar, dar să știi că am cugetat mult la treaba care mi-ai spus-o dubita cu mâna pe plită. Și chiar mi-am luat inima în dinți și am pus mâna pe plită când era fierbinte. Uite-o că e bandajată. Până la inimă mă dururi. Vreau să nu mai fumez, vreau să mă spovedesc și vreau să mă îndrept viața. Dar a simțit necesitatea credinței prin durerea personală. Dându-ne cu spray Rexona, dormind pe saltea relaxă, stând la munte, la mare și în toate locurile astea confortabile, da, care ne simțim și noi bine ca boieri și ne simțim bine și nu ne pasă de Dumnezeu, nu o să simțim necesitatea iadului și ardența lui. Dar în momentul când vom gusta măcar cu degetul pe aragaz, punând acolo pe rotița aia unde prăjești mâncarea și simțind durerea, ne dăm seama că există și o durere sufletească care s-ar putea într-o zi să nu o putem simți. Nu vă dau ca temă pentru acasă această experiență. V-am povestit-o din gura părintelui Cleopa, doar ca să o aveți ca idee. Atunci când uităm că trebuie să murim, gândiți-vă la un singur lucru, că avem un ceas în piept care spune din când în când, îndată, tot părintele Cleopa o spunea. Și când suntem mai bătrâni, nu se mai aude așa, că se defectează audul, se aude groapă. Deci să ne gândim că într-o zi, ajungând în locul acela, vom da socoteală de toată lipsa de educație spirituală, vom da socoteală de toată lipsa de delicatețe spirituală, de toată lipsa de noblețe spirituală, de toată răutatea, de toată dușmania, de toată clevetirea, de toată ipocrizia și de tot ce ne scoate pe noi din spectrul acesta ce înseamnă evlavia și lumina unui sfânt. Îi vedeți sau acela un nimb galben la cap, aureola respectivă? Acea aureolă se pune sfântului că e semn de lumina minții. Să dea bunul Dumnezeu toți până ce om închide ochii să avem lumina minții și a cunoașterii de Dumnezeu. Amin.